Salutare, prieteni! Astăzi lucrăm la un aragaz indesit K342. La acesta nu mai funcționează cuptorul, va trebui să înlocuim termocupla. Termocupla se desface din robinet cu o cheie de 7, 8, 9 sau 11, acum depinde de model. Se desface, se deșurubează, se scoate afară și apoi va trebui să acționăm în partea de jos. După cum se vede, termocupla este, din cauza căldurii foarte mare din cuptor, aceasta se topește cuptul. După ce am desfăcut-o de sus, se trage în jos până iese afară, cu grijă, cu atenție, să nu agățăm vreun fir sau ceva, ne mai uităm din când în sus și o tragem. Cam așa arată termocupla veche. Se vede că toată este mâncată. Și așa arată termocupla nouă. Procedura de montaj este exact inversă procedurii de demontaj. Se introduce în gaură la robinet, se înșurubează până prinde șurubul și apoi se strânge cu cheia. Apoi mergem iarăși în partea de jos, are două locuri, acest model are două locuri unde se poate introduce termocupla, în principiu nu prea are importanță în care, dar noi vom pune tot pe gaura unde a fost montat. Cu grijă, cu atenție, se introduce înăuntru cât intră, apoi se montează opritorul pe sondă, ca să nu iasă afară. Ca să fim siguri că funcționează, vom aprinde cuptorul din partea de jos. Vom folosi o brichetă ca să putem vedea cum arde flacăra. Vom da drumul la gaz. Aprindem cuptorul cu bricheta, mai facem câteva reglaje dacă sunt necesare. Pe buton va trebui să ținem apăsat între 5 și 7 secunde ca sonda să se încălzească, apoi putem lăsa de buton. Dacă totul este funcțional, va rămâne aprins și va funcționa cum trebuie. După cum spuneam, este un model indesit K342G pe gaz natural. O zi minunată să aveți!